Salut, prieteni, sunt Alex la tutoriale video și azi voi deschide o serie de tutoriale despre retușarea care se poate face în programul Photoshop. Adică mă refer, dacă avem un portret, cum putem noi să retușăm portretul nostru, adică poza pe care o lucrăm, să arate mult mai bine. Deci vom porni de la această poză. Bineînțeles, voi dacă aveți alta puteți lucra pe ea, dar e de preferat când facem acest tutorial totuși să mă rămas pe mine cu această poză, să facem, să aplicăm aceleași tehnici în aceleași zone ale feței portretului nostru. Și vom ajunge în final, după câteva tutoriale, după mai multe operații care pot spune că le vom aplica acestei poze, vom ajunge la final să avem acest rezultat care, vedem, arată mult mai bine. În primul rând, pe parcurs vom scăpa de acele pete, acele bubulițe de pe față, care totuși dau un aspect mai inestetic, așa. Vom albi dinții, vom intensifica culoarea ochilor, vom aplica puțin fard sub ochi și pielea va fi mult mai fină. La final vom scăpa de această strălucire, vedem această reflexie a luminii prea puternică în această zonă, pe frunte, pe obrazul stâng, care iară putem spune că nu e prea plăcută la vedere. Deci tot ce vreau să zic, la final trebuie să avem un rezultat care nu neapărat să ne dea impresia că a fost prelucrat în Photoshop și nici să arate ca o operație estetică de botox sau ceva de genul ăsta. Deci vom face ceva, o operație, ca să pară totul natural, să recunoaștem totuși personajul căruia i s-a făcut poza la început. Ok, deci să începem cu prima etapă pe care o vom face noi în retușarea acestui portret. Ok, voi închide rezultatul nostru final, la care sper să ajungem la finalul tutorialului. Ok, nu mai salvăm când avem nevoie. Și voi începe cu o unealtă pe care o vom folosi pentru a scăpa de această zonă, această pată. Vedem mai o bobuliță mai mare aici, în zona obrazului drept. Ok, mărim puțin. Și vom apela, vedem, la o unealtă foarte interesantă din Photoshop. În primul rând mergem la Lasso Tool, deci este o unealtă de selecție. Da? Selectăm cu Lasso Tool foarte simplu această zonă, o încercuim, închidem selecția și acum mergem la Edit Fill și asta e să avem selectat Content Aware Fill. Dacă avem mod default altceva, foreground, background, selectăm pur și simplu Content Aware, care a fost introdus în Photoshop CS5. Bun, și dăm OK și vedem, acum apropiem, ce s-a întâmplat. Pur și simplu a luat acest Content Aware, ce face el de fapt. Având această selecție, pur și simplu ia toate informațiile din exteriorul selecției, ia pixelii și le introduce în selecția noastră. O să demonstrez aici, bineînțeles, putem iar să retușăm, vedem că această zonă nu ne convine, da? Ok, ținem Shift-ul apăsat pentru, dar bineînțeles, avem selectat stand-ul, mergem iar la sortul, ținem Shift-ul apăsat ca să adaug în selecție această zonă care vedem noi
Nu s-a umplut cum trebuie cu ceea ce dorim noi și mergem iară. Sau putem să apăsăm Short Q, da? Mergem Edit Fill Content Aware sau Shift Backspace. În mod automat va fi ultima palțiune, deci Content Aware iară, dăm OK și se umple iară cu zona exterioară, da? Care se află în exteriorul selecției, este introdusă în selecția noastră. Și putem să mai încercăm, totuși poate nu sunt mulțumit, întotdeauna avem loc de noi selecții, să vedem până când ajungem la un rezultat care ne convine. Shift Backspace, da, Content Aware, OK. Iară să zic că nu sunt mulțumit, iau și zona aceasta. Iar un Content Aware. Și hai să spunem că sunt mulțumit de data aceasta. Încă o dată iau și pe această selecție, da? Nu putem să nimerim, poate la noroc din prima. Și OK, de data asta e un rezultat destul de bun. Vedem cum a scăpat de acea zonă. În primul rând, ce vreau eu să explic mai bine cum funcționează acest Content Aware și mă voi folosi de această poză ca să înțelegeți mai bine. Avem această poză, da? Ne blochez, nu neapărat, da? Acest background, îl transform în layer normal și să spunem că pur și simplu vreau să scap de această fată care se află în această poză. Tot cu acel, da? Cu acel unealtă Content Aware. Bun. Ce fac? Merg iară la sotul, fac o selecție repede în jurul dânsei, ca să zic așa, ca frații noștri moldoveni. Bun. Facem o selecție repejoară în jurul ei. Și, cum spuneam, Shift Backspace, aducem iară în față Content Aware-ul, dăm OK. Bun. Ce se întâmplă? A scăpat noi de fată, dar luând din exterior informațiile, le-a introdus în interior. Până aici, so far, so good, totul bine, dar totuși nu s-a întâmplat ceva care n-am vrut noi. A introdus din exterior, aleatoriu, într-un calcul matematic complicat, evident, a introdus și această boschetă, să-i spun, această viță. Bun, nu vreau să se întâmple acest lucru. Cum fac? Va fi un mic trick, așa o să vă arăt acum. Cum putem noi să folosim mai bine acest Content Aware ca să nu adauge lucruri nedorite în selecția pe care o facem noi. Bun, atunci tot având selectat acest lasso tool, o să selectăm și o să mascăm aceste viță sau cum să-i spun, da? Aceste vegetale. Le selectăm pe toate repejor și le mascăm, ținând altul apăsat acum și apăsăm în panelul de layers, apăsăm, țin altul apăsat, apăs pe mască, dar în primul rând să facem un nou, o să deselectez Ctrl D, hai să facem un nou layer deasupra lui, Ctrl J, s-a duplicat layerul nostru, mergem iar la selecție, hai să selectăm repede. Bine, puteam să salvez selecția. Nu am fost prea înțelept de data asta, ca să nu mai fac încă o dată. OK. Am selectat. Mergem, ținem altul apăsat și mascăm, vedem zona neagră ascunde. Deci am mascat această zonă. Perfect. Acum selectăm layerul nostru, deci mergem pe poză, să nu fie selectată masca, da? Mergem, selectăm poza și iară nu vom folosi acel Content Aware Fill. Și fiind mascată acea zonă, nu va putea, va fi blocată, deci nu va putea să ia din acea plantă. OK, cum spuneam, Shift Backspace, Content Aware, OK. Și vedem cum rezultatul este mult mai bun, da? Fata a dispărut, a luat pixelii din prejurul ei, în afară, în exteriorul selecției și i-a introdus înăuntru.
Asta, bineînțeles, face ca fata noastră dânsa să dispară. Și nici nu a luat, fiind blocați de mască, nu a putut să se ia, să ia din acești frumoși boschezi care spuneam. Bun, deci cam așa funcționează acest content aware și vom continua în următorul tutorial retușul pe care îl facem noi acestui poze, portret.